Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast. Este vineri seara, este ora 18 și dăm drumul la treabă. Am intrat pe aplicația Taz și am comandat ceva de mâncărică. Din moment în moment vine și mâncărica și o să avem aici frumos platou pe care l-am pregătit pentru acest episod. Între timp am desfăcut și o sticlă de rom, ca așa ieșea de bine marinarului sau cutreurătorului de țară, de patrie, de pământuri și așa mai departe. Romul dezleagă cel mai frumos limba la povești când e nevoie de așa ceva. Așa că prietenii de la Kaufland ne-au livrat băuturica și trebuie să vă mai spun că între timp m-am pricopsit la mână și cu un ceas care înseamnă colecția Supreme de la G-Shock. Este un MRG cu cristale, cu safire, cu tot ce vreți voi. Prietenii de la Cult au zis să mă pună la mână ceva frumos, pentru că e și un episod care e despre aventură, despre sine, despre om, despre suflet, despre inimă și de ce să nu ai un ceas care să potrivească cu asta. Așa că mulțumesc Culto. Dacă îl vreți și voi, intrați pe site, găsiți toate detaliile acolo. Îi dăm drumul la treabă și trebuie să vă recunosc că am mai avut ceva emoții în unele episoade, pentru că am avut în fața mea oameni care au făcut foarte multe lucruri. Unii dintre ei care erau trecuți de 80, poate chiar de 90, alții dintre ei care sunt recunoscuți sau atât de recunoscuți pe plan național, dar și mondial, încât am putea mâine să batem monedă cu fețele lor. Dar de data asta este vorba și de un om care mi-e și prieten. Ne-am cunoscut în urmă cu aproape 10 ani de zile, când am intrat bezmetic în magazinul Himalaya să întreb ce dragi de haine îmi trebuiesc mie pentru Africa, pentru că avea un tricou pe mine și un pantalon scurt și în 3 zile urma să zbor către Nelspruit, sau mai exact Johannesburg și după aia Nelspruit. Aici l-am cunoscut pe David Neacșu, pe care l-am în fața mea astăzi, ne tot chinuim de ceva vreme să ne întâlnim față în față cu microfoanele. Așa e, Mihai, mulțumesc frumos! De microfoane nu te caut, presupun că ai venit fără. Da, le-am lăsat afară. Ca e furașul. Pentru cei care nu te cunosc sau n-au auzit de tine și acum se întreabă mulți dintre ei, bă, dar cine-i David Neacșu ăsta? Și presupun că oricum sunt în căutare Google să vadă ce și cum. Și le recomand, înainte să citească despre tine în timpul interviului, să dea pe imagini la search, să caute pozele, pentru că este impresionant. Trebuie să vă spun că David Neacșu este unul dintre cei mai mari exploratori. Ai noștri, am zis bine exploratori? Explorator, da. Dar pe lângă faptul că a explorat, cum să spun eu, locuri ale pământului ăstuia minunate, e un fel și de explorator de interior. Adică tu ai văzut lucrurile și locurile astea minunate și ne-ai povestit și povestești în cartea ta de cum arată, dar pe de altă parte, eu cunoscându-te mai bine, am avut parte și de povești în care povestești și despre cum e omul înăuntru. Așa e, Mihai. Pentru că natura în general și oamenii cu care te întâlnești în lumea asta mare, și uite ce pot să spun, ce mișto e în lumea asta. Atât de frumos și atât de pe sufletul meu, mă, cum naiba se face că toate zonele frumoase, foarte frumoase din lumea asta sunt în lumea a treia. Și îmi place mult să merg în lumea aia, pentru că acolo găsesc oamenii cei mai simpli, cei mai curați. În Africa, în America de Sud, în Asia, mai ales în Asia, până și în capătul Siberiei am fost și am găsit oameni minunați, pentru că natura acolo îi face pe acei oameni foarte curați, foarte frumoși. Și după ce stai cu ei o vreme, intră în ADN-ul tău, de fapt, ceea ce înveți acolo, ceea ce vezi acolo, și nu știi cum să le spui mai departe. Eu am încercat în cartea asta, care o țin în mână și e caldă încă, să transmit oamenilor că, de fapt, noi trebuie să avem un motiv să plecăm, dar scopul trebuie să fie cu totul altul. Așa e, pentru că eu cred că așa cum tu povestești de ghețarul de pe Ruvenzori, că s-a topit de la an la an, și cum povestești într-unul dintre capitole din cartea ta despre încălzirea globală și cât de reală este treaba, la fel vreau să te întreb, la începuturile călătoriilor tale, pe toți munții ăștia ai pământului, când ai început să călătorești interior, înăuntru tău era la fel ghețar și s-a topit la fiecare călătorie? Mihai, pentru mine există un metru de viață.
metrul meu de viață are un înaintea erei noastre și după era noastră. Până în 2003 este înaintea erei noastre. Și ce am făcut până în 2003, până la Everest, pentru mine reprezintă doar o amintire în momentul de față. Și de aceea ai să găsești niște capitole acolo unde nu prea eu intru în amănunte până în 2003. În schimb, după 2003 mi-am propus ceva. Să înțeleg lumea asta mai bine. Și după 2003 am făcut efectiv ce am vrut eu și pe unde am fost. Cele mai frumoase călătorii din viața mea le-am făcut după 2003. Ai remarcat probabil Ruvenzorii, Antarctica, eu știu, Noua Zeelandă, o grămadă de alte locuri cu munți frumoși, dar în mine am găsit într-adevăr resursa să mă reinventez după 2003. Nu mi-a dat-o nimeni și nu o să ți-o dea nimeni în veci. Tu ești cel care te regăsești. Dacă nu-ți trebuie nici școală, nici șuturi în fund ca să te regăsești, îți trebuie doar să mergi și să constați de fapt că puterea e noi, frate. Dar real așa, David, te întreb eu, ca între doi prieteni vechi. Da. Tu, de fapt, toți anii ăștia, de ce crezi că ai fugit? Mamă, sunt alea profunde. Bă, nu e atât de profundă, că tu poți să ocolești răspunsul așa cum... Nu. Spun sincer, până în 2003 poate chiar fugeam. Fugeam pentru că era timpul meu, eram tânăr și simțeam că dacă nu o fac atunci, nu o să mai fac niciodată tot ce am făcut. Dar nu pot să spun că am fugit de cineva. Dacă te referi la doamne. Nu mă refer la doamne, deci la capitolul ăsta. Mă gândesc că să umbli atât de mult și să vrei de fiecare dată să fii plecat de acasă, înseamnă că fugi. Sau dacă tu îmi spui că până în 2003 ai fugit, se poate traduce într-un fel că până în 2003 ai fugit de tine și din 2003 ai fugit înspre tine? Mihai, în 1989, la Revoluție, eu nu strigam jos Ceaușescu pe străzi. Eu strigam munții pe care urma să-i urc. Strigam locuri pe care doar auzisem de ele în cartea de geografie și care urmau să fie văzute de mine în anii următori. Nu visam. Vroiam să plec, vroiam să cutreier lumea asta, pentru că a fost o zi în viața mea când m-am dorit ceva. Și asta se întâmpla când, până aveam 18 ani, eram doar cu mama, eu eram orfan și îmi doream un glob pământesc și când l-am avut, l-am cumpărat din banii mei, nu mi-a dat nimeni globul ăla pământesc, din carton. Și te plimbai cu degetul pe el. Îl vârteam și puneam degetul, aici vreau să merg, aici vreau să merg. Și sunt convins că fiecare copil, poate nu recunoaștem, am visat să vedem lumea. Asta a fost visul. Dar e metaforic vorbind, să înțeleagă lumea, că nu ziceau ăia jos Ceaușescu la Revoluție și tu țipai ca nebun. Ruvenzorii! Nu, că nici nu știam de Ruvenzorii. Striam un blanc, Everest, Aconcagua, dar jur, eram o gașcă de prieteni de la uzină care mergeam pe munte săptămână de săptămână, donam sânge să plecăm câte două, trei zile. Dar asta, care era faza cu donatul sângelui? Primeai liber? Măi, omule, noi știam când vine nebunia în uzină. Și în momentul ăla eram primii la coadă, pentru că cine se așeza? Nu se așezau aia bătrânii, se așezau tineretul, pentru că nouă ne dădeam ziua aia liber. Deci dacă veneam la 6:30 caravana cu donarea, la 7 noi eram donați deja, apucam trenul de 8:20 dimineața. Deci asta se întâmpla, se dădea liber dacă liber donai. În ziua aia și mai avea o adeverință pentru încă o zi. Și cum știau ăia de la donări, când veneau când aveam SRL-ul, știi că era săptămâna redusă de lucru, SRL, o zi, deci un weekend pe săptămână, o sâmbătă nu se muncea, ori ei veneau joi, donam la ora 7, la 8:20 apucam trenul, vineri liber aveai cu adeverința, sâmbătă SRL-ul, duminică, punte, frate. 4 zile. Și 4 zile de munte, prin 4 zile spărgeam munții, plecam din București, cu primul tren, aveam bagajul la noi, doctorița ne cunoștea. Și direct, și seara la 11-12, duminica seara, veneam acasă rupți, înfometați, vai de mama noastră, mâncam borcane cu tocană la Bai Marin și când mai găseam și o nenorocită de aia de Eugenie de 65 de bani, eram stăpânii lumii, frate. Dar
după toată perioada asta de urcat pe munții noștri, aș vrea să o luăm așa încet, așa cum e împărțit și în cartea ta. By the way, cartea se cheamă Cartea Înălțimilor, este lansată pe 26 septembrie, o găsiți în librării, este o ediție făcută de Humanitas. Da. Are o postfață scrisă de Horia Colibășanu și Marius Chivu. Prefața cine ți-a scris-o? Că-s curios. Dinu Mititanu este un om foarte respectat în lumea noastră alpină și am dorit din suflet să o scrie un om care înțelege ce naiba am făcut eu în viață. Și cartea este dedicată tatălui tău care a murit când aveai 12 ani. Exact. Vă recomand, eu am citit-o fără poze, abia aștept să mă uit pe poze, pentru că în format mai are și electronic, un cod QR în spate cu 2500 de carte. Cu 2500 de poze. Te trimite la un site făcut de un prieten pentru mine, că eu nu mă prea abia pricep. Aștept să și sunt 2500 de fotografii din toată lumea asta frumoasă. Eu am citit manuscrisul și n-am avut pozele. Mi le-am închipuit de fiecare dată pentru că e foarte descriptiv tot ce se întâmplă pe fiecare munte. Dar nenorocitul ăsta de Everest, de ce crezi tu că nu te-a primit până acolo? Mihai, eu am muncit foarte mult pentru Everest. A fost dorința mea de o viață să ajung acolo. Să fac 20 de ani? Sau s-au făcut pe 22 de ani de la prima expediție românească pe Everest, pe care ai condus-o, pe care ai pregătit-o. Am inițiat-o, am organizat-o, am condus-o. Au fost și oameni din grupul ăsta care au atins vârful. 4 oameni, frate. Unul dintre puținii care nu au atins vârful ai fost tocmai tu. Da, pentru că am pățit ceea ce nu credeam vreodată. Omule, eu am muncit un an și ceva la expediția asta. M-am dus în 2002 singur în Himalaya ca să miros eu acel munte. Singur am stat o lună jumate. Și stând la baza Everestului mi-am dat seama că poate fi făcut. Noi în limbajul nostru sau în jargonul montanierilor spunem, îți întreb bulanul dacă poți. Și acolo eram la 5600 de metri pe un vârf, pe Calapatar și m-am întrebat bulanul, bă, poți? Și am zis, pot. Când m-am întors acasă, eram plin de energie și am încercat primul lucru, ce dracu cauți când vrei să pleci în Everest? Nu echipa, spun eu, echipa a fost undeva la mijloc. Bani. Everestul costă o avere. O avere imensă la vremea aceea și acum, cred că 345.000 de dolari înseamnă ceva pentru cineva. David, fii atent, detaliile astea aș vrea să le descopere oamenii în carte, pentru că ai inclusiv jurnal. E o poveste mega interesantă de cum te-ai dus, ai bătut pe la toate ușile, hârtii, oameni pe care ai cunoscut, după care e vorba de toți haterii pe care aveai, atunci nu se chemau hateri, nu mai știu cum. Se numea Federația Română de Alpinism, da, okay. Care după 20 de ani, săptămâna trecută ne-a dat recunoașterea. Da. La Festivalul Alpin de la Brașov mi-a dat recunoașterea. Sunt detalii foarte mișto de pregătire. Eu vreau să te duc în momentul ăla. Când am căzut. Da, momentul căderii. Unde era, ce oră era și cum s-au întâmplat lucrurile? Frate, eram undeva la ora 2 și ceva după amiaza, plecasem la 7-8 din tabăra de bază, eram aproape de tabăra de bază superioară, avansată, la 6400 și a fost o fracțiune de secundă când pur și simplu mi s-a tăiat gazul, când și-am căzut. În echipa noastră era și un medic, un super băiat, Sebastian Coga, și a zis, David, trebuie să cobor sub 5.000 de metri. Și împreună cu m-au predat unei expediții chinezești și m-au coborât băieții jos, chinezii, și le sunt recunoscător. Și de acolo am cu o mașină, am plecat în Zango. Te-au coborât pe targă? Nu, pe picioare am mers. Numai că eu am stat inconștient câteva minute. M-au întins un cord, m-au pus acolo și am zis, băi, e ceva trecător, nu mi s-a întâmplat în viața mea, aveam 43 de ani și nu pățisem așa ceva. Și l-am ascultat pe doctorul Sebastian Coga și am coborât cu ei. De acolo cu o mașină, cu un jeep, am fost transferat în primul oraș unde, Zhangmu, în China, și am fost diagnosticat de un medic chinez că am două soluții. Să plec sau să plec de acolo, să mă întorc acasă în spital. Și am zis, bă, dar a treia nu mai există? Păi dacă vrei să mor, du-te înapoi sus. El știa că sunt liderul expediției românești. Și am ales să mă întorc înapoi în tabăra de bază și am avut la mine și nitroglicerină dată de acolo și o injecție care mă putea salva pentru 6 ore. Și astfel am stat eu încă o lună jumătate în tabăra de bază
Și un bun prieten de-al meu avea injecția în mână și... Și ai așteptat ca alții să atingă vârful. Exact. Și am considerat că e de datoria mea și probabil că ți-ai dat seama în anii ăștia de când mă cunoști, nu de pe munte, din... că atunci când eu cel puțin, așa mă consider, atunci când știu că am o responsabilitate, mă duc până la capăt. Așa și... e, și cred că cel mai important lucru pe care l-ai obținut este... faptul că steagul României a fost pus pe vârf și că oamenii au ajuns acolo într-o expediție condusă de tine. Dar mă gândesc cât de greu e să diluiești eșecul personal, pentru că viața ta s-a împărțit în, înainte de Everest și după Everest. Mihai, toți avem câteodată eșecuri. Toți avem lucruri, dorim să avem lucruri care să nu ni se fi întâmplat. Mie mi s-a întâmplat și n-aveam ce să fac. Era vorba de viața mea, era vorba de... dacă eu mai urcam 2 metri, muream. Și acum vorbeam cu cine? Sau tu cu cine? Vorbeai cu altcineva. Consider că începând cu mult înainte de Everest, eu mi-am dat seama de mult că am ceva pe omul drept și ăla e un înger păzitor care m-a salvat de multe ori. Și ne naștem cu îngerul ăla, numai că trebuie să fim conștienți că există. Hai să o luăm ușor așa. Eu cred că oamenii care se uită acum la episodul ăsta și-au cam dat seama cu cine avem de-a face. Dar ca să fie și mai plăcută conversația, bine ar fi să și ciugulim ceva. Dacă e. Avem și platoașul de la Taz, avem tot ce trebuie. Cartofiori prăjiți, pentru că spui că asta e. Asta conținea punga aia care urcai prin Bucegi. Cartofi prăjiți cu ouă. Eu n-am înțeles niciodată. Cum le puneai în pungă? Cartofi prăjiți, îi lăsa să răcească și răsuream într-o pungă, o legam ouă și... ouă deasupra sau? Ouă de făcute așa sau... nu, ochiuri, dar făcute tare, că n-ai cum. Și la bagi la maț de nu te vezi. David, ce pasiune avea copilul ăsta din Giuleș? Cu ce te jucai? Ce făceai tu? Mihai, păi eu în primul rând am crescut într-un cartier faimos al Bucureștiului, în Giulești. Da. Recunoscut cartier muncitoresc, tata era mecanic de locomotivă. Eu am făcut sport. După ce am uitat, m-am apucat de haltere. Asta vorbește după 12 ani. La 12 m-am apucat de haltere și am făcut acest sport minunat până la 20 de ani, când am scăpat din armată și am revenit cumva pe munte. Între timp, la 13 ani, avusesem o pățanie pe munte cu un văr de-al meu, era să murim pe acolo de frig, de zăpezi. Pentru că ați fost ca la început? Că nu știam, dar n-aveam cine să ne spună. Și atunci când, în ziua când te-ai născut tu, pe 14 iunie... În 1980? Pe 14 iunie eram în trenul de... Valea Prahovei, vestitul tren de 7.20 și un băiat care mi s-a părut mie mai bine antrenat așa în ale muntelui, că recunoșteam după palme, îți dai seama când, când e un alpinist sau un ciomărtan, cum ne spunem, un om care merge doar să se ducă până la Sinaia. Și băiatul a venit la mine, poate a văzut dorința în ochii mei și a zis: nu vrei să mergi cu mine într-un traseu? Și am zis: cum dracu să nu vreau? Aș fi mers cu oricine, numai să văd alte locuri. Norocul tău a fost că n-a fost belgian și n-avea ciocoloțică. Că nu te ducea pe traseu. Eu cu belgenii nu vorbesc. Ok. Nu vorbesc. Ei bine, aveam 20 de ani, frate, eram în vână. Cum se dea un belgean la mine? Că... Hai mă, vână, dar totuși, când te-ai apucat de haltere, aveai 1,57 și... Și 29 de chile, păi dar era la 12 ani, dar la 20 de ani știam să trag cu arma. Băi, mai sunt și belgeni care sunt ăștia, gerontofili, și caută mulțumesc. Și copii de 20 de ani. De-aia m-a costat unul franceză pe stradă ieri. M-a văzut cu falca umflată. Da, zi, ce bun este. Da, mă, și m-am dus cu băiatul ăsta care mi-a rămas foarte bun prieten. Și n-am cățărat într-un traseu. Bineînțeles că n-aveam echipament. Vai de mama noastră. A fost un traseu din care am ieșit. Îți dai seama, noi datorită tinereții și avântului am făcut un traseu de perete. Ce vorbești? Am zis: gata, sunt alpinist. A doua săptămână am plecat cu un prieten și cu 25 de metri de coardă era să o mierlim prin Piatra Craiului. Vreau noi să facem un traseu trandafirul negru.
bineînțeles că nu ne-a ajuns coarda până la capăt și a trebuit să mă desfac și a zis, băi, Iuri, descurcă-te cum ai putea, că te aștept sus. Ne-am descurcat și de atunci am început, mi-am dat seama de fapt că trebuie să învăț. Și m-am mai aciuit pe lângă bătrâni. În 1980 se întâmplă asta? Da. Și după aia... După aia am făcut... Nu, ce chestie, ai mai fost legat de coardă de Iuri. Cum să nu fac? Iuri. Ți-ai amintit nu de rus? Nu te-ai gândit la asta. Ba da, acolo m-am gândit. Adică ai fost legat aici, te-ai desfăcut de coardă și te-ai dus mai departe și l-ai lăsat pe ăsta aici, pe trandafirul negru, și la 20 de ani distanță ești legat de un alt Iuri, de în un 2009 rus. Am cunoscut, am făcut parte din cea mai mișto expediție din viața mea în Antarctica, pe Mont Vinson. A fost ultimul meu vârf din cel de-al șaptelea continent. Făcusem toate continentele și de Antarctica mi-a fost atât de frică. Până am zis, venisem din Papua și am zis, bă, hai mă să mă duc, dacă nu o fac atunci, acum când dracu să o mai fac? Când bătrânesc, că... și aveam și posibilități financiare atunci, și am zis, bă, mă duc. Și după un an de zile am fost acceptat într-o expediție internațională, e foarte greu să fii acceptat în Antarctica și nu de către cei de acolo, ci de tratatul Antarcticii și mai trebuie să știi că acolo... Ca să urci muntele alea trebuie să ai un CV foarte puternic. Uh-huh. Și te și verifică. Și am cunoscut pe rusul ăsta, pe Iuri. Bă, un munte de om. E un om deosebit. Eu am întâlnit, toți 8 am fost deosebiți. Dar Iuri a fost de la început, am zis, bă, ăsta, cu ăsta trebuie să mă leg în coardă. Și cât am urcat pe Vinson, cu el m-am legat în coardă, la sfârșit... am rămas prieteni și ne-am revăzut în Moscova. El a și continuat, tu ai plecat, el a rămas și a mai plecat de acolo. El a mai avut 25.000 dolari la el. Care 25.000? Mihai avea geaca de puf căptușită cu fișicuri de câte 10.000 de dolari. Eu i-am zis, bă, tu ești nebun, tu umbli cu 200-300 de dolari de cal, nu doar puful ăla de... Da! Și-a plecat după, a mai stat încă două săptămâni acolo. Cât am așteptat noi avionul de la Polul Sud ca să ne vină, să ne ia, să ne ducă la Punta Arenas, el s-a dus până la Polul Sud și a dat cash 25.000 de dolari șefei de la o americancă care nu știa să numere, 25.000 de dolari cash. Și ea aștepta un transfer bancar. Unde dracu în Antarctica transfer bancar? Ăla s-a dus pentru 8 ore, a plătit 25.000 de dolari și ne-a dus cât un tricou celor 8 care am fost acolo. Foarte mișto băiatul. Și după 2 ani veneam din Caucaz. În Rusia am fost să mă cațăr în Caucaz și când am ajuns la Moscova am făcut o pauză de vreo 3 zile și mi-am adus și aminte de un steag al lui, că i-am făcut poză pe vârful Vinson, un steag cu 2 cocoși. Bă, mi-a zis, bă, e cărciuma mea. Și căută prin Moscova, am găsit vreo 3-4 cărciumi, dar una mai răsărită. Și m-am dus și am zis, eram mai mulți români, fusesem în Caucaz mai mulți români. Domnule, îl caut și pe Iuri. Nu mi-aduc aminte numele lui, al doilea nume. Dar, păi cum să nu, e șeful nostru, de unde îl știi? Păi vreau să vă răspund, sunt David din România. Și vine Iuri, frate, ăsta e vegetarian. Vegetarian în Antarctica, el n-a mâncat carne, dar ne făcea de mâncare. El e bucătar la cărciumile lui din Moscova? Sau era, că cine știe ce s-o mai fi ales? Dar băiatul a ieșit cu șorțul de bucătărie și a zis... Băi, un amile de 2 metri, un rus de la adevărat, să vină să te îmbrățișeze, să răsucească cu tine și să facem o masă de aia. A fost o întâlnire fantastică. V-ați îmbătat? Băi, nu prea ne îmbătăm noi așa până la refuz, dar știi cum e până la marginea prăpastiei. Și cu vodcă n-ai cum să nu dai de cap. Dai de cap. Că dacă nu bei vodcă, nu ești în Rusia, pe bune. Dacă la 20 de ani e clară treaba, adică începusei să înțelegi ce înseamnă echipamentul adecvat și că... Am învățat foarte mult în viață, să știi. La 29 de ani a fost această eliberare, nu doar a ta, a întregului popor, a venit revoluția și te-a prins acolo. Cine erau aia de-au tras în voi? Mihai, sunt lucruri care nu le-am spus în carte. Eu la un moment dat am fost luat drept terorist. De ce? Eu eram în buncărul atomic, jos, unde e centrala electrică a CC-ului, și de la geamul demisolului vedeam o sală în interiorul CC-ului, eram la corpul D, vedeam niște tablouri.
Și mi-am dat seama că tablouri în CC-ul au valoare, frate. De fapt, erau tablourile... Și am vrut să anunț, vedeam la televizor că la etajul 1 e o doamnă care, de la Muzeul Național, care adună lucrurile de valoare din CC-ul. Și vreau să spun că s-a furat și s-au stricat atâtea lucruri fantastice, ireparabile, de fapt, pentru poporul ăsta, încât am vrut să mă duc să anunț pe doamna aceea, care a văzut la televizor, că e ceva într-o încăpere care eu o vedeam, dar nu era nici dracu în ea. Și când am intrat și am întrebat, era în cabinetul unui Olaru Ceaușescu, de o doamnă, știam numele, Nicolescu mi se pare că se numea, m-a luat unul, dar tu de unde vii? Din buncărul atomic. Aveam armă la mine și mă trezesc că face ala așa și îmi punge o armă în spate. Și mâinile sus, mi s-a luat armă, stai mă frate, ce aveți cu mine? Eu venisem de pe munte când m-a prins revoluția, venisem din Făgăraș. Aveam o pufoaică pe mine, era cu două fețe. Frate, eram tare. Ceva, da. Și când mi-a dat jos pufoaica și a văzut cu două fețe, cu patru buzunare, două pe exterior, două pe interior, a zis, mamă, e terorist ăsta. Și mi-a găsit și legitimația BTT, eu eram ghid BTT, și legitimația UTC, frate, că eram utecist. Da. Asta, nu cum... Toți eram uteciști și toți am fost pionieri uteciști. Unii dintre noi au avut să facă membru de partid tocmai ca să scape de ce niște... Ce simplu erai trecut la terorist atunci, da, în momentele alea. Și m-a dezbrăcat în pielea goală pentru prima dată. A doua oară am fost dezbrăcat în Papua, în pielea goală. Și legat un calorifer și a zis, teroristule, a venit un capitan de aviație care mă cunoștea. Și a zis, bă, lăsați-l că ăsta e din buncăr. Ăștia de la cabinetul 1, habar n-aveau ei de buncăr, ei știau pătrățeaua lor acolo, da, biroul da. Lui Ceaușescu. Și m-am îmbrăcat, când m-am îmbrăcat am zis, bă, trebuie să plec de aici, că nu se mai poate. Deci sunt convins că s-au făcut multe și greșeli. Și după unde te-ai mutat? Că la un moment dat povestești că s-a tras de undeva. Da, eu apoi m-am dus înapoi la... Ți-a murit un copil de 15 ani. Un pianist, un super băiat. Eram 14 tineri, tot 14 ca și Neverest și mai ținem legătura vreo 2-3 dintre noi. Ideea e că m-am dus în buncăr și am început să se tragă după ziua aia și nu mai puteai să ieși de acolo. Au fost clipe să povestesc de revoluția acum după... Da mă, te-am întrebat, sunt curios ce s-a întâmplat cu mine de acolo. Nu știu ce am căutat, aveam 29 de ani, știu, le-am în cap... De multe ori mă întreb ce dracu chiar am căutat acolo, dar uite, mai mult sau mai puțin am contribuit și eu la... Când s-a terminat toată treaba, știu că ați fost chemați într-un birou. A, și la Cazimir Ionescu, stai. De Cazimir Ionescu, intrați în birou și el întreba pe fiecare ce vrea. Am un prieten care și-a dorit să devină polițist și este polițist. Și a devenit polițist. Și e mai tânăr ca mine și la pensie de vreo câțiva ani. Deci el intra, zicea, tu ce vrei, mă? Bă, eu vreau să fiu polițist. Polițist, da, de fapt. Vreau un apartament. Un apartament îți dăm. Da. Fiecare. Și tu când ai intrat, ce ai zis? Eu am zis, vreau o cafea, frate. Vreau o cafea. Băiatul ăsta, Cazimir, cu parpalacul lui ăla deștept pe umeri, ziceai că Sergiu Nicolaescu, dați-mă o cafea. Am luat cafea, am ieșit afară, am fumat o țigară și aia a fost. Mi se părea atât, când am ieșit acasă pentru prima dată, după 10 ianuarie, după Revoluție, am luat-o pe jos, stăteam la Lizeanu atunci. Și am luat-o pe străduțe, dar pe la universitate, pe aici, pe toate zidurile, scria și văd că s-au șters cuvintele, jos oportuniștii. Deja apăruseră. Și mi-am dat seama că dacă eu aș... Ai fi vrut altceva în afară de cafea? Era și pentru tine mesajul. Eram oportunist. Tu n-ai vrut nimic, n-am vrut certificat sau nu, ți-am diplomă de revoluționar. Am diplomă de revoluționar, am legitimația 393, numărul 393 ca membru al Salvării Naționale, Frontului Salvării Naționale. Am mai multe chestii care puteau să mă facă să-mi iau un certificat. Chiar Dan Iosif înainte de a muri a zis, bă, ești tâmpit, alții din nou au fost acolo și au... Nu mă, lasă-mă, sunt oameni care sunt putreziți în cimitirul eroilor și meritau mai mult decât noi. Dacă am două mâini și două picioare pot să o duc înainte pe viața asta. Și așa am făcut. David, după doar o întrebare scurtă, răspundem cu da sau nu. Iliescu? Da. Ok. Și spun de ce? Mm. Băi, omule, în 2002
venisem din Everest, venisem din Himalaya singur și voiam să fac expediția asta. Am fost la câțiva miniștri care mi-au spus că n-au bani de excursii. Chiar unui ministru din perioada aceea i-am spus: domnul ministru, excursie când te duci numai ta cu măta și faci mici pe marginea drumului la Păltiniș. Asta se numește expediție. Am plecat, pe cuvântul meu. Pe urmă m-am adus la alt ministru și l-am așteptat cât că era băut. Era cu mânecile sufletecate la cămașă, deschiat doi nasturi. Ia zi, bă, tu ce vrei? Nu vreau nimic, domnul ministru. Nu zic numele, că mai trăiește și acum. În schimb, fața lui de manelist și de habarnist și de agarici, bă, când stai de vorbă cu un agarici, tu îți dai seama că e sub nivelul tău, mă. Da. Și așa sunt mulți și acum, Mihai, și trebuie să recunoaștem. Ce ți-a zis? Ce... Și mi-a zis că, bă, dar ce te face pe tine să plecați în Himalaya? Nu, cum ai ajuns să... Eu mă susțin cu CV-ul meu și acolo scria Kilimanjaro. Da. Ai fost și în Himalaya? Nu, domnul ministru. Și era ministru de... Da. Nu de transporturi, frate. Era ministru de cultură. Da. Și i-am spus: domnul ministru, Kilimanjaro în Africa, e cel mai mare vârf din Africa, nu în Himalaya. Everestul în... Acolo vreau să merg. Și mi-am dat seama că stau de vreo cu un bou pe românește. Și șansa mea care a fost? Aveam un prieten care mă cățărase, mi-era secretar de stat la Tineret atunci. Și mi-a zis: bă, du-te, bă, la ala de sus. Și am dat 3 telefoane, un e-mail, ce dracu era atunci. Vreau să spun că într-o săptămână m-a primit. De-aia spun da. Și șeful de cabină mi-a zis: ai 22 de minute să stai de vorbă, că avea timpul drămuit. Și am început cu ce știam eu. El a înființat BTT-ul în 67. Și am început să-i spun exact: sunt ghid BTT. I s-au lățit urechile și a zis: gata, eram pe placul lui. Și iată că am stat vreo 35-40 de minute de vorbă. Am depășit dublu cât mi se dăduse. Și i-am zis: domnul, la anul se împlinesc 50 de ani de când primii pe Muntena au pus piciorul pe Everest, poate merităm și noi să avem șansa, nu știu ce. Și a zis: bă, dacă nu o facem acum, o facem la 100 de ani, când vom fi oale și ulcele. Astea sunt cuvintele lui. Și mă așteaptă un telefon că o să te sune cineva. Și m-a sunat, bă, vreo 2 săptămâni de la... Și l-ai urcat vreodată pe munte? Pe Iliescu. Am, de două ori în viață, de 3 ori l-am văzut. Odată la Revoluție. A, nu, crezi că l-ai și urcat. Nu, adică frate, nu. E, cu unde dracu să-l iau? Poate îl iau la anul. Eu zic că totuși nu e, mă, ar fi nu, momentul nu. Să-l ducem pe ultima expediție. Băi... Păi, de-aia mi-ai spus da, să spun da sau nu. Ce mănâncă, mă, ce bea, mă, de trește. Nu știu, frate, ce... poate nu mănâncă. Mă, dacă Iliescu ăsta e un fel de Dalai Lama al nostru și noi nu știm ăsta, o trăi vreo 400 de ani de ne vede pe toți îngropați. Băi, din punctul meu de vedere am zis da, pentru că da, am înțeles foarte bine. Nu m-a ajutat pe mine, a ajutat țara asta, mă. Țara și expediția. Da, și am înțeles că e șansa noastră să facem ceva, să arătăm tinerilor că se poate. Iar mi-am adus înainte de asta cu Himalaya. În afară de momentele în care ai suferit marea decepție și cu Everestul, zine câteva momente, l-am întrebat și pe Stermin când a fost aici invitat la noi. Aole. Momente în care ai văzut moartea cu ochii cu adevărat și te-ai simțit, ai simțit că nu ai ce să mai faci. Adică din momentul ăla, ai avut moment în care să zici: băieți, eu strâng astea și mă duc. Păi nu, că erau jos. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Dar pot să spun două evenimente. Poate cel mai frică din viața mea mi-a fost pe un vârf în Bolivia. Acel vârf se numește Illimani. Colegii mei cu care plecasem n-au putut urca noaptea aceea și m-am hotărât să plec eu singur. Le era rău. Și ultimul pasaj era un perete de vreo 300 de metri de gheață la vreo 75 de grade. Eu pierdusem un piolet. Și am zis: bă, urc, am venit la capul pământului, îl urc. Numai că la coborâre m-am pus în capătul acelui perete, coboram de pe vârf și am zis: ai pus-o, prietene. E, atunci m-am blestemat și m-am înjurat, cât nu m-am înjurat și blestemat în viața mea. Cine dracu m-a pus și toate... Da. Și de obicei când se întâmplă treaba asta, nu te-a pus să plângi, să urina, nu te auzea nimeni, eram singur. Am zis: bă, până la urmă trebuie să cobor.
Și cu pumpiole și cu o mână am reușit să cobor muntele ăla, peretele, să ajung la băieții mei și chiar am și un film care o să ți-l dau. Să-l vezi că filmul e făcut la fața locului. Când ai ajuns. Când am ajuns, dar pe vârf am niște poze, în schimb, pentru că n-am cărat și camera de luat vedere. Ăla a fost momentul când mi-a fost cel mai frică pe un munte în viața mea. Iar cea mai mare frică în afară de munte mi s-a întâmplat în Papua Noua Guinee și am spus acolo câteva cuvinte în carte, când am fost luați ostateci de un trib de canibali. E vorba de tribul Dani. Șeful acestui trib e un nenorocit care trăiește și în ziua de astăzi, Titus Murib, care e Titus el... Titus Murib care mânca oameni până acum vreo 10 ani. Deci adică nu știu dacă acum mai mănâncă. Păi nu, îl dai pe Google și îl găsești. Deci el e... se bate și cu triburile celelalte din Papua indoneziană, Irianjaya, da. Și cu trupele indoneziene regulate. Și 4 zile am stat dezbrăcați într-o căsuță de aia de lut să ne dormim de la 10.000 până la 1.600 de dolari ca să trecem prin satul. Și te-ai gândit în astea 4 zile că poate este acel baiț în care se ține carnea de obicei? Eram de 4 zile trebuie să frăgezească. Eu ceva. Eu glumesc acum, dar atunci chiar că mi-a fost teamă. Și nu teamă, toți trei. Și ne gândeam care o să fie tiramisu, știi? Da, cine o să fie desertul. Da, și am rezolvat tot cu bani până la o coadă și urmând să dăm noi niște bani la coborâre. O să vedeți în carte, un capitol foarte mișto pentru mine, Papua și Antarctica, exceptând Uganda și Africa, sunt călătorile mele de vis, mai ales Antarctica, că e nestemată. Da, fiind, eram acum o lună în Delta și la un moment dat... Mi-a plăcut cum mi-a explicat lui Magic când te-a întrebat, Robert, cum crezi că au fost făcute piramidele. Ai zis, bă, nu știu cum au fost făcute, dar interesant este că în zilele noastre cea mai mare macara de pe pământ nu poate să ridice cel mai mic bloc de piatră exact, dintr-o piramidă. Da. Și e un răspuns destul de locvent, așa, dacă stai să citești printre rânduri. Dar pe de altă parte, mi-a plăcut când a venit vorba de mistere și aș vrea să știe și oamenii. Ai fost lângă mistere. Ai văzut mistere ale pământului ăsta, lucruri neexplicabile, unul dintre ele chiar pe coperta cărții. Da, este vorba de vârful piramida din Antarctica, care e un mare mister pentru lumea care știe, pentru omenire. E un munte situat aproape de vârful Vinson, dar de fapt distanța pe jos până acolo făceam 3 zile, dar se vede foarte aproape de mine. Ideea e că vârful piramida are 4 colțuri de piramidă, clar, dar orientate perfect până la 0 secunde pe cele 4 puncte cardinale. Și se presupune că, iar dedesubtul, ce vezi tu de la nivelul gheții, mai sunt 2200 de metri de gheață. Ori în Antarctica ninge 3 mm pe an, frate. Da. 2200 de metri. Știi cât înseamnă asta? Că dacă tu stai pe o jumătate de metru să ia apă de acolo, tu bei deja de la zeci de mii de ani vechime. Așa am băut eu apă din Antarctica. Dar nu e asta. Mie mi s-au întâmplat lucruri frumoase și bizare, dar sper ca oamenii să nu înțeleagă că, bă, ai chemat un nebun la podcastul ăsta să... Nu, păi ăsta există, am vorbit de el. E un munte care are 4 laturi perfecte, arată ca un vârf de piramidă. Da, și e se perfect. Se vede și pe carte. Și o mare... o mare necunoscută pentru știința lumii. Ai văzut un animal care să fi crezut că nu e după pământ? Da. Ce? În Peru, chupacabra. Arată rău? Vai de capul meu, e un câine. E câine, câine. Dar e atât de urât. Te îngrozește. Și acum 2 săptămâni am fost în Alaska și am prins un pește, cel mai urât pește din viața mea, dar cu cea mai bună carne. L-am văzut, mi-ai trimis poză, ăla de semăna cu calcanul nostru. Nu, ăla e halibutul. Îți trimit o poză, zici că e dracu peștele ăsta. Să ne dai și nouă o poză, să punem și noi la podcast, da. Să vadă lumea despre ce vorbim. Și e un pește atât de urât, când l-am văzut, se numește Lincod. Lincod. În fine, nu știam de el și ai voie unul pe an să prinzi. Și prindeam cam unul pe zi, dar fiind 5 oameni...
Da. De la ce adâncime îl scoteți? 150 de metri. Mamă, trăgeai de e el. Urât, păi 80 de chile de pește de la 150 de metri, păi mă duc și acum mâinile, adică o săptămână n-am putut să-mi mișcă tot. Sunt curios cum ar, te-a puțin cum ar veni. Păi te sperii numai când îl vezi, dar aminte să-l scoți la suprafață când îl tragi. Mistere. Mistere sunt și pe aici, prin munții noștri. Și dacă... Ce? Există poarta interstelară asta de care se vorbește? Mihai, e o altă emisiune. Da, 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 da. Era o altă televiziune care nu mai e. Există o chestie care eu am căutat-o și din întâmplare am găsit ceva, dar nu e bine să spui oamenilor. Bă, lasă-mă, acum nu zicem chiar tot la oamenii. Ai căutat și ai găsit, adică s-a văzut ușa? Nu s-a văzut ușa. Eu am avut șansa să prind un almanac din 1923. Un almanac 1923? În 23 și 24 a apărut în fiecare an un almanac turistic și pe m-a dispărut. Scris de Mihai Haret, era redactor. Și acolo am citit de două lucruri, de peștera lui Zamolxe și de una dintre cele șapte porți. Și am găsit-o în Bucegi, undeva pe o vale, dacă ți-aduci tu aminte, de un elicopter izraelian care a căzut. Da, păi știu. Mulțumesc. Păi eu știu toată povestea, adică am auzit. După ce închidem podcastul, ți-arăt cu degetul. Da, mă, oricum, eu n-am crezut că e chiar o teorie a conspirațiilor. După ce a căzut elicopterul și am văzut că au început să apară pe la suprafață niște informații, m-am documentat și de asta zic. Eu cred că există ceva, ceva există. La mine. Da, lumea e mai, acum, poate să citească mai ușor, să se informeze. Nu rămâne decât la atitudinea fiecăruia să facă sau să nu facă lucrurile. Deci mister avem și noi aici. Avem, frate, avem și pe Toaca, avem și în Bucegi, mai ales în Bucegi, care este muntele sacru, după părerea multor oameni, unde se întâmplă niște lucruri. Mie mi s-a întâmplat prin 82-83, dacă nu mă înșel, eram la un moment dat în Bucegi cu doi prieteni și în Bucegi este un fenomen unic în munții, cel puțin pe unde am cutreierat eu și am cutreierat pe șapte continente. Este muntele numit Steag. Vântul numit Steag, scuzați-mă. Vânt? Vânt. E un vânt special care de la un metru în sus nu poți să reziști. De la un metru în jos e ca aici. Calm și cald. Vântul Steag. Și atunci, chiar în ziua aia, mi-a murit o prietenă foarte bună, Angela. A luată de vânt, zburată și găsită după vreo două săptămâni. Mistere. Ăsta nu cred că a fost cineva, un mare duh care a... Dar, în schimb, e un munte mai special, Bucegiu, și dacă îl înțelegi... Da, există punct din Bucegi în care, în anumite zile, când atmosfera, nu știu cum, se vede marea? Cum să nu? Da? Da. Du-te prin noiembrie, decembrie, când se schimbă și e acea inversiune termică și se poate vedea, cum să nu. Ok, deci e adevărat. Și de pe Toaca am înțeles că se poate, mai rar am ajuns acolo, dar în Bucegi trebuie să vorbești cu cei de la stația meteo, omul, și o să-ți se pară, o să fie o emisiune mult mai interesantă cu acei oameni care stau zi de zi la cea mai înaltă cotă din România. Mistere. Mister e și atunci când scapi cu viața și zici că e gata, mi s-a dus... Auzi, mă, David, mă uitam aici la o poză. Poate ăsta o fi și secretul la ei, mă, aici. La care? La aia cu... Așa, mari? Da? Adică... nu știu așa. Zic, ăsta este Larry. Că, auzi, mă, ăsta, în poza asta, el și-a pus, bar, dai tubul ăsta pe... Dar eu cred că îi foloseau tubul ăsta ca... Știi, indiferent care era mărimea, e mic ăsta? La sfârșit, în alea 2500 de fotografii în codul QR, ai să vezi și pe Tasu. Care avea o țeamă de pexal ceva. Până aici. Jur, poți să cauți pe codul QR. Deci ăsta e copilul. Ăla-i copilul, e fisul. Larry îl cheamă și m-a învățat salutul chakra. Ei nu se salută ca noi când dai mâna așa. E... Trebuie să audă un zgomot. Aha. Uh-huh. Și dai degetul pe mă, ți-l dă el, bagi aici și ceacra. Și băiatul ăsta m-a văzut fumând și a zis, nu-mi dai și mie o țigară în limba lui? Eu mi-am dat seama când faci așa. Da, e simplu, da, simplu. O știm noi, știm limba. I-am dat și eu fumam trabuci pe vremea aia și mi-am dat un trabuc. Și l-am tras în el, nu? Lasă-l.
Băieții au, știi cum e? Dacă privești pe deasupra satelor papuașe, băi, zici, mamă, sunt la Moeciu, sunt în nordul Moldovei. Frumos, băi, frumos de pică tot. Dar nicio ființă în afară de ei. De ce? Păi ăștia mănâncă și ce zboară și ce calcă. Mănâncă tot. Tot. Și parcă ai citit copilașul ăla care a dat cu capul o pasăre care adusese dintr-un pom și a mâncat. Tu ai crezut copilașul ăla, a văzut niște pui de pasăre și da, ai zis, ce mișto, mă, că s-a dus să-i salveze. Da. Și a mâncat. Ca pe ochii. Da, frate. Pentru că e natura lor asta, n-ai ce. Dar e o diferență între cum poartă ăștia tuburile și față de Macigengas? De Macigengas sunt oameni normali. Astea au îmbrăcăminte. Da, da, da. Au îmbrăcăminte făcută din... Ai mai fost la unii care tot așa cei că erau goală, erau dezbrăcați, dar și mă eram curios dacă ăștia o poartă în sus. Și știu că sunt unii care au ceva peste în jos, așa, ca un fel de... Păi aia sunt în alte triburi, numai că ăsta, papuașii, e o datină la ei să le poartă în felul ăsta. Aha. Și stai liniștit că nu era în excitare. Era vrăjeală totuși, dar cu cât oară mai lung acel tub, să știi că e mai mare în rang în sat, jur. Da, da, da. Asta mi s-a spus. Chiar m-am prietenit cu o fată. Tragem concluzia că mărimea contează, adică nu e chiar ce zic femeile că nu. Băi, nene, păi, cum ar fi să ieși cu tuburile astea tu ca președinte acum pe țară? Da, 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 asta mișto să-l vezi cu Iohannis, pentru că e președinte cu până aici cu tubul să nu poată să vorbească. Eu am avut șansa când am ajuns înapoi în Timica, după ce am fost pe la securitatea indoneziană, să mă duc în piața lor și mi-am adus un tub de ăsta acasă. Dar n-am încercat. Stai așa, că mi-ai dat o idee. Băi, eu am făcut pipilică chiar lângă președintele țării. Adică un tub ar trebui. De emoție sau? Nu, așa s-a nimerit. Ne-am întâlnit într-o... Și voi, frate, toată lumea... Într-o tauletă. Toată lumea se duce la Budă, nu? David, ai, da. Am un pasaj aici. Fii atent. Zici la un moment dat, trebuie să mărturisesc, viața mea de familie nu a mers foarte bine. Cine să îndure un soț care atunci când ai copii mici, o grămadă de nevoi, el pleacă pe munte? Deși știam că îi fac pe ai mei din familie să sufere, nu mă puteam opri. Ar fi însemnat să renunț la mine. N-am putut. Am dus cu mine supărări și remușcări care la un loc ar fi făcut cât un dita mai muntele. Dar n-am putut altfel. Omului trebuie un vis ca să suporte realitatea. Cel puțin pentru mine așa a fost. Mihai, e deci... o radiografie da. Personală. Câte căsnicii? Sunt la a treia. La a treia. Nu se urează nimic. Plus de asta că am cunoscut-o pe Dora. Pe celelalte nu le știu. De fapt, am văzut-o și pe a doua soție când lucra pe la Himalaya ceva. Prima soție. Prima. Rodica. Eu am un prieten pe care l-am cununat sânașului la a treia căsătorie și înainte să-l cununăm am sunat un alt prieten comun într-o vineri și am zis, bă, mâine e nunta lui ăsta, nu-i facem și noi petrecerea burlacilor? Și ăsta mi-a zis, auzi, mă, bobo, mai fă eu și tu că eu am făcut două de ceva de genul ăsta. La tine cu Dora lucrurile s-au așezat și vorbim imediat și despre Dora. Dar până atunci vreau să vorbesc de copii. Da. Cât de diferiți și cât de asemănători sunt? Sunt foarte asemănători. În primul rând sunt foarte inteligenți. Da. Hai să spun inteligente, că am patru fete și un băiat. Da. Și am trei nepoate și un nepot. Și numai nepotul este mai mic decât unchiul lor. Și atunci de unde supărarea asta lui fiul tău, că zic eu bunicule? Sau ziceam bunicule? Păi eu i-am spus. Păi și de ce s-a supărat? S-a întâlnit filmulețul ăla. Da, și el a zis, nu-i mai ce lui tati bunicule. Păi, păi dacă ești bunic... Dai mă frate, că mie îmi spune David, îmi spune tati, dar nu spune... Că toată mai spune hodorogule. Nu, ideea e că am reușit atât cât poate un om să reușească să mențin relațiile astea cu fostele soții, pentru că până la urmă viața merge înainte și nu poți să trăiești cu o supărare. Dar așa s-a întâmplat și nu suntem nici primii, nici ultimii pe planeta asta care au făcut și vor face lucrul ăsta. Am reușit, cât zic eu, să am grijă de copilașii mei, atât cât am putut, și am putut, și mai pot, dar după ce mor. Că dacă mor, nu ne-a lăsat nimic tata, știi cum e? Da, da, da. Deci... Țin, am o relație foarte bună, chiar după amiaza asta mă duc la Crăița, acasă, cu fiul îl duc la școală, mă duc cu el pe munte. Ai avea câte un cuvânt despre fiecare să-l alăturez numelui?
un cuvânt care să descrie, da, persoana, luați, da, pe rând așa. Luciana, eu îi spun Lucky. Da. Lucky, când i-am spus Lucky, i-am spus-o pentru că, fiind primul meu copil, e o fată norocoasă. Și o fată extrem, extrem de muncitoare. Deci la Luciana s-a potrivit cuvântul norocos? Norocos. Crăița este foarte frumoasă. Frumusețe? Frumusețe și e numele de la un refugiu din Piatra Craiului. E un refugiu unde, când s-a născut ea, eu eram acolo. Zmaranda e un nume perfect românesc și este foarte deșteaptă. Și la Zmaranda ce cuvânt să punem? Românește? Zmaranda e, ca să zic așa, e tipul acela de femeie româncă adevărat. Deci se potrivește Zmaranda românește. Exact. Ana este o tipă, un copil de fapt, o fată foarte dedicată modernismului, ca să zic așa. Și Ana, modern. Ana, modern, da. Iar David? David, bă, e urmașul meu. Cum naiba să-i spun? E un nume, n-avea cum, fiind băiat, cum să-i zic, după patru fete, gândește-te și tu. La David să se potrivească the next episode sau... Dacă ăsta va merge pe urmele mele, e nenorocire. David de viitorul. Da, David de viitorul. Viitor. Mi-am dorit foarte mult băiețașul ăsta și... Chiar prima carte care am avut-o în mână, tu ești al patrulea om. Și spun de ce. Primul e el, a doua carte i-am dat-o bonei lui, a treia Crăiței, Luciana, mă întâlnesc cu ea la lansare și al patrulea ești tu, jur. Ideea e că primul număr l-am dedicat lui. E un pasaj aici, în cartea ta, care sună în felul următor. Poate cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o acolo a fost cu fiica mea Luciana, în 2014. Vorbim acum de Uganda, de Ruvenzori. Luciana trecea prin momente ceva mai delicate din viața ei. O vedeam abătută. Așa că i-am zis, hai cu mine în Africa, urcăm împreună muntele Ruvenzori. Nicăieri, altundeva de pe planeta asta, nu mi-aș fi dorit să o duc pe fata mea. M-am gândit că dacă mie mi-a făcut bine, îi va face și ei. Îi dăruiam descoperirea mea primului meu copil. La fiecare pas, Luciana recunoștea locurile din poveștile mele. Parcă trăiam împreună un bazm pe care îi spuneam în copilărie. Dimineața o trezeam ca atunci când era mică și trebuia să plecăm la școală. O gâdilam în talpă. Ea mai voia să doarmă un pic. Eu pregăteam masa și o strigam. Hai, Luchi, tătuțule, că trebuie să mănânci ca să poți să urci. Apoi porneam în căutarea piticului, jocul nostru din copilărie. Erau semnele alea pe care le ai tu doar cu copilul tău. Ne-am apropiat foarte mult în călătoria asta. Am avut grijă de ea, urmăream tot timpul și când nu știa. Însă ea se descurca foarte bine. Fiica mea cea mare cunoaște muntele, se cațără bine, este antrenată și știe ce are de făcut. În viața ei de adult face lucruri pe care nici eu n-aș avea curajul să le fac. Așa e. Se ocupă de copii. Merge cu ei pe munte, la schi, la snowboard, la ciclism, îi duce peste tot în... Dar e foarte frumos că recunoști că face lucruri pe care tu n-ai putea să le faci în condițiile în care tu faci foarte multe lucruri și ai făcut foarte multe lucruri. E diferit. Să-ți asumi responsabilitatea pentru niște adulți una și să-ți asumi responsabilitatea și să-i aduci întregi o cireadă de copii, băi, îți trebuie putere, frate. Și îți trebuie o putere care... Îți vine de undeva, fii mea oare, mă, puterea asta. Luciana are o putere fantastică, dar e extrem de sensibilă. Și poate de-aia o și iubești și pe ea și pe celălalt. Ea cu asta se ocupă, ea are una dintre 20, firmele de... 20 ceva de ani se ocupă numai Himalaya și... Himalaya Travel? Himalaya Travel, exact. A venit la mine acum vreo 20 ceva de ani, tătuțule, așa-mi spun copiii mei, tătuțule, te rog frumos, poți să-mi dai și mie numele de Himalaya? Eu ți-l dau, dacă îl faci de râs, jar mănânci. Deci nu l-a făcut. Nu l-a făcut. De multe ori căutam, bă, nu, frate. E extrem de dreaptă, e extrem de... Și m-a ajutat foarte mult și anul ăsta, în iunie, ea și cu gașca ei de ghiz de la ea. Știi că am făcut în luna iunie, am intrat în jocul lui Nini... Și am făcut acel record mondial de... Da, ați dus 900 de oameni pe om. Am urcat până la urmă, într-un răstim de 20 de minute, 700
86 de oameni, cea mai mare, cel mai mare număr de medici pe un vârf. A fost fantastic. Foarte greu, crede-mă, logistica și organizarea și da. M-a ajutat mult fimea. Că eu nu mai sunt la curent. Cu Himalaya și cu alți prieteni, ghizi. Dar în afară de ei, în afară crezi de aici? Că mai ai copii prin lumea asta? Aha. Pe la vreo bază de munte, David. Prin un vârf de munte. Nu, de fapt prin orașele astea care găzduiesc alpiniști. Am văzut o grămadă de filme. Nu, frate, ce ai făcut? Păi stai un puțin, că am văzut. Eu m-am uitat acum, am văzut filme. Am văzut cu nepalezul ăla care acum a fost dat în vilea, că n-a făcut toți munții, cum a zis el, într-o lună de zile. Nici n-avea cum. Dar filmul e interesant, arată ceva aspecte de acolo. După care am văzut filme despre alpiniști care au vrut să ajungă pe Everest, unele artistice, unele mai puțin artistice și mai bine documentate. Dar am văzut și asta, că de obicei la bază există un băruleț, există o pizzerie, există un loc în care... Și cu un felinar. Cu un felinar, asta zic, există ceva. Având în vedere că acest podcast o să-l vadă și... Și familia. Și familiile. Eu îți răspund cinstit, da. Da. Am înțeles. Mulțumesc că ai dus-o mai departe. Dar sunt înregistrați? Nu. Jumate, asta. Dar și... nu la bază de munte, mă, omule, că... Da unde? Era o pizzerie, era ceva. Aoleu, hai noroc. Aoleu, credeam că ai uitat, prieten. Nu am uitat, David, că de-aia te-am întrebat. Bă, ce-mi faci tu mie, mă? Hai, mă, că nu-ți fac nimic până la urmă. Nu, ai nu. Lăsat semne pe unde ai mers pe Ia pământul ăsta. Ia, mănânc o pe balcon. Hai, mă, că Dora știe, lasă-mă în pace cu vrăjeala. Bă, dacă știi, treaba ei, băi. Dacă nu, uite că ai aflat acum. Ai spus, îi spuneai foarte mișto înainte să începem, că ți se pare că ai căutat toată viața un lucru care, de fapt, când l-ai găsit, ți-a dat peste cap cam toată căutarea. Și vorbeai aici de Dora. Da. Și ai zis, bă, tu ești nebun, eu la 63 de ani, indiferent ce fac, de-abia aștept să mă întorc acasă, să o văd pe Dora. Da. Cum e Dora? Păi, Mihai, mi-aș dori ca toată lumea să fie ca mine. Să simtă ca mine. Știu că e greu, e imposibil. Trebuie să trăiești o viață ca să gândim la fel. O viață ca a mea. Măi, omule, când vii supărat de la undeva, de la muncă, de multe ori venim abătuți și stresați. Da. Ce se întâmplă? Mi se întâmplă oricui. Trebuie să fii nebun să nu ai... Bă, te lasă, femeia asta mă lasă să mă liniștesc, mă. Să mă liniștesc. Eu poate sta taciturn primele minute, păi îmi dau seama, stai mă, că las tot în fața ușii și intru în cuibul meu. În cuibul meu există ea și copilul. Nu trebuie tu, să mai există altcineva. Dar dacă tu fugi pe munții ăștia ca să fii singur, nu, oare nu, Dora... Eu nu fug să fiu singur. E cu mine, mă. Crede-mă că e, dacă nu, nu e... Nu, mă gândeam că asta e mai înainte, că Dora te lasă să fii singur. Mă lasă chiar pentru că e... Ea, pentru că singur, n-ai adică cum... Nu trebuie să pleci. Când iei un om cum m-a luat ea pe mine, că ea m-a luat pe mine, îl accepți, frate, și cu defecte. Dacă ăsta e un defect, ce fac eu, să mă ierte Dumnezeu. Este defect, de fapt, se vede clar că am pătimit mult și eu și oamenii de pe lângă mine. Dar femeia asta își dă seama, de fapt, că astea sunt, așa sunt eu. Și te înțelege. Cum să nu, Mihai, sunt oameni care după o viață își dau seama de fapt că sunt pat și patașon, sunt undeva împreună. Da, sunt multe de vorbit, dar oricum de familie... pe cine interesează. Problema e că eu cred cu tărie că această carte dacă nu era se Dora, datorează și Dorei. Vai de capul meu. Adică... Mihai, eu spun acum și ea îmi spune, bă, să nu cumva să spui cuiva, ți-o spun ție și vă spun vouă, oameni buni. Cartea asta are trei componente, vă jur. Este vorba de materia primă care sunt eu și ce am făcut și e necioplită. Pentru că pe unde am fost eu n-am căutat arta.
Eu am căutat să fac și să mă înțeleg pe mine și să mă cunosc pe mine și să fac cât mai multe. Eu nu pot să stau locului, da? Ori materia primă, am vorbit-o cu o doamnă, cu o scriitoare, cu o prietenă de-a mea, Ruxandra Horezan de la Cluj, da, care ea a tradus-o în mod artistic. Dar Dora a fost cea care nu vrea să vorbesc despre ea. Mă, cartea asta n-ar fi apărut poate atât de repede și poate atât de frumos și atât de documentată dacă nu era Dora. Și Ruxandra a cunoscut și o recunosc și jur că așa se întâmplă. Băi, tu gândește-te că cartea asta Dora cred că a citit-o de 50 de ori până acum. Iar când a luat-o de pe rafturile Humanitasului sâmbătă, știam că o să plângă și a plâns. Pentru că e și munca, e munca ei, de fapt. Da. Eu nu recunosc altceva decât că am fost un tâmpit care am mers pe munți și pe jungle și în deșerturi și pe unde naiba am fost. Asta pot să spun și eu după ce am citit cartea, că ai fost un tâmpit care ai umblat prin toată lumea asta. Da. Dar oamenii ăștia au știut să o pună în pagină. Da, în, foarte în frumos pagina. Au pus-o. Bravo, David. Trecem și la un fel de altă latură așa a podcastului. Pe mine mă interesează, David, unde tu cea mai urâtă femeie și unde e cea mai frumoasă. Aoleu, frate, după... Nu de mali. Nu, eu am fost 3 luni în Himalaya, da? Da. Deci dacă vrei să vezi cea mai urâtă femeie de pe planetă, du-te în Tibet. De ce zici că e cea mai urâtă? Pentru că sunt... Tu ai văzut din față acum. Sunt foarte urțele. Dar în schimb... E diferență între ele și bărbații locali? Bă, bărbații sunt mai mișto. A, da? Da. Depinde din ce castă e, că acolo sunt 5 caste. Da. Dar tu gândește că stând în Himalaya 3 luni, după 2 săptămâni și iacu e frumos. Asta mă gândesc acum că... Îți spun eu că dacă vezi un câine după o lună, îl pupi în bot, știi cum? Deci gândește-te că, până la urmă, și cea mai urâtă tibetancă e foarte frumoasă după vreme. Să știi că... A existat, David, așa că ai... Da, dacă ai fi cu ea pe insulă pustie, na. N-ai ce să faci. Păi o lună, două, trei, pe urmă... Auzi, dar am tot răsfoit cartea asta... Și n-am găsit niciun moment de genul ce ne interesează pe noi la podcastul ăsta. De exemplu, au fost momente la un refugiu de 9000 de metri care să vrei să o zgudui. Cum o zgudui la n-ai minus cum. Oxigen? N-ai cum, în primul rând din cauza temperaturii și în al doilea rând, Mihai, nu stă capul așa. Nu stă capul acolo, dar oricum și corturile alea sunt prea apropiate. Păi și ce, da, te-ai apucat să țip? Nu, ideea e că nu prea ai... Băi, poate că stând mai mult timp se întâmplă, dar nu. Băi, ar putea fi recorduri, până la urmă. Cocona a zburat cu parapanta la 8000 de metri. Da. Tu ai urcat aproape 9000, adică ai fost să spun în spațiu. Să spun cum ar fi fost să fi fost primul om după planetă care a făcut prima labă la 8000? Da. Ideea, Mihai, e că dacă insistam, poate mergea. Da. Dar nu mi-a trecut prin cap, frate. Nu ți-a trecut prin cap, asta e ceva. Păi cum de acum mâncați și că e sacul ăla de du-te tu în Antarctica și apucă-te de... Bun, eu înțeleg. Să zicem că de zgudui n-ai zguduit-o, n-ai trecut, n-ai fost cel mai înalt manager. Bă, să știi că nu vreau să mint, chiar nu, pentru că... Am înțeles, dar care a fost cel mai înalt loc unde te-ai căcat? Pe Aconcagua, la 7000. 7000? Da. Și te dezbraci de toate alea, mă, frate. Am avut marea șansă să apuc o zi mișto. Aia, da, asta mă gândesc, da, că altfel te gândești de câteva ori. Dar nu-i la altitudine, nu-i vorba de altitudine, că s-a întâmplat atunci să fie undeva la 15... până în 15 grade pe Aconcagua. În schimb, în Antarctica, la minus 30 e o temperatură normală în Antarctica. Dar când, primul lucru care îl făceam când ajungeam în taberele din Antarctica, făceam Buddha. Trebuia să sapi. Trebuia să sapi, să faci un zid, pentru că vântul e predominant dinspre sud acolo și să faci un zid care se face foarte ușor din gheață. Aveam un ferestru special. În schimb, la Buddha acolo, dar trebuie să te duci doar când îl ai în gât. Nu când stai așa că poate. Că e extrem. Bă, la minus 50 de grade, spun eu, e extrem. Mi s-a întâmplat să văd o femeie la un moment dat, nu pe munte, ci jos în tabără de bază, care vrea să se ducă la Polul Sud pe schiuri. O fată, o franțuzoică.
Și am, mă stăteam și mă gândeam și vorbeam cu băieții ăștia cu care, bă, asta pleacă singură cu kite-ul pe schiuri. Cam 10 zile face până acolo. Singură, mă. Și zic, bă, cât curaj poate să aibă fata asta care nu are 25 de ani. Dar mă gândeam, bă, în astea 10 zile poate vine ciclu, poate... Bă, sunt chestii normale, chestii omenești. Da. Ce face, mă, asta singură? Că e o întindere nesfârșită de gheață și doar cu aparate moderne, știi unde-i sudul și unde-i polul, sunt unde-i scota, Edalmunson, unde-i stația. Cum se descurcă asta, frate? Zic că nu o să face probleme, e a treia oară. Mâncați-a sufletul, să fie a treia oară. Și am dedus că e fata lui Rockefeller, cine recu e, că e, pe mine m-a costat 25.000 de dolari să... Nu, 30.000, 32.500 de dolari să ajungă acolo. Păi asta dacă a venit de 3 ori la 25 de ani, înseamnă că tasul e cineva. Un alpinist care urcă pe Everest arde până la 10.000 de calorii pe zi. Da. Ce mănânci ca să pui înapoi treaba asta? Păi uite, de exemplu, eu nu plec în niciun munte din lumea mea și cu o bucățică de slană pe fiecare zi drămuită, cu un cașcaval care știu că îmi place, cu salam de uscat, de vară, de Sibiu, fiecare cum și ce vrea. Surul de salam de Sibiu de ți l-a dat omul la întâi. Da, mă, Bogdan, plecam să fac meridionalii în 90 și mi-a bătut în geam, aveam tren la 7 seara. David, atâta pot să te ajut. Cu un salam de Sibiu, nu o să uit în viața mea. Cât prieten. De important a fost salamul de Sibiu? Păi era lux. Și mănânci cam tot. Există mâncare specifică altitudinii. În general trebuie să mănânci ce-ți place. Pentru că e singurul confort care ți-l poți permite. La altitudine. Da. Și în general, pe munte înalt, tu trebuie să cauți... Și partea de confort care, că oricum ești în disconfort tot timpul. Dar măcar părticica asta, somnul, haleala și echipa sunt singurele lucruri care ți le poți permite, care depind de tine. Echipa, tu ți-o alegi, da. Că după ani de zile de experiență îți dai seama că ăla nu merg, cu ăla nu merg, merg cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta. Da. De ce? Pentru că ăla-i miroase ciorapul. Sau habar n-am, sfore. Haleala, ți-o alegi și e primul lucru și am vorbit foarte mult de haleala în carte, pentru că toată viața mea am suferit până prin 96-97, eu am suferit pe munte, n-aveam de unde să iau mâncare, frate, faptic, din magazine. Cum așa oarecum îți faci și eu un fel de mea culpa când vorbești de mama ta care a rămas singură, a trebuit să muncească atât de mult să poată să hrănească un copil hulpav, că asta spuneai, că eu făceam sport mult. Și fiind sportiv, mâncai mult. Și ea trebuia să facă rost de bani ca să poată să te hrănească. Da, și eu ajutam, pentru că eu făceam sport și trăgeam tare ca să fiu un lot, pentru că cei care erau un lot primeau o diurnă de 800 de lei. De lei, din care făceai piața. Din care nu te duceai, n-aveai unde să faci piața. Luai mâncare. Te duceai la, acum ai stadionul național acolo, era o chestie, cantină pentru sportivi și de banii aia îți cumpărai... Cumpăram carne, cumpăram ciocolată. În alimentări nu exista așa ceva, dar noi ca sportiv aveam. Și o ajutam pe mama într-un fel sau altul să trăim. Mai aveam un bon de 20 de lei pe zi să mănânc după antrenament și eu mă duceam și luam două feluri, doi de mâncare ca să duc și mamei acasă. Da, dar uite acum ai ajuns să mănânci slană la 8.000 de metri. Mănânc și în fiecare zi mănânc slană și beau și copolincuțe acasă. Ai avut momentul ăla undeva în care băgam mâna în buzunar, rupt. Și ai găsit ceva care te-a salvat? O bucățică de ceva? Da. Care să-ți mai fi dat energie să rămâi în viață? Frate, eu am m-am obișnuit așa prin buzunare să-mi pun fructe uscate. Mere de-alea uscate, da. Eu știu, fructe, nu alune și stafide, drăcii de genul ăsta. Și eram în Antarctica când... Am intrat în subsolul ăla în gheață și ne-am ales tot ce voiam. Poate că ai citit capitolul. Da. Și eu mi-am băgat în toate buzunarele, pufoaică, geacă, până și sacul de dormit la buzunarul interior, mi-am băgat fructe uscate pentru că știam ce reprezintă. Când m-am întors de pe vârf, noi am mers foarte mult în ziua, vreo 20 ceva de ore dacă nu m-am dus întors, bă, eram rupt. Pe lângă faptul că eram deshidratat, umiditatea e zero în Antarctica. Eram deshidratat, am considerat că... Mi-am luat fructe la mine și acea bucățică care zici tu, am găsit mere uscate în buzunar. Care te-au salvat? M-au salvat, da.
de foame, de ajungi la capătul puterilor, ca să, dacă nu ai ceva. David, te uiți și la sfierbinți. Da. Pentru că știm. Știi personajele cât de cât. Pe care dintre noi trei ai lua într-o expediție ca personaje? Cred că cu tine și cu Dorel, mă. Cu Mihai. Bă, voi sunteți... Sunteți frați, frate, și știi bine ce vorbesc. Dar noi o să-ți facem și greutăți. Știi la ce te bagi dacă aș veni eu. Viața fără greutăți e pustiu. Da, 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 e pustiu. Dacă ne referim la cei, bă, știi la ce, adică voia să trage, mă. Doar trebuie să găsești motivație. Fii, pentru că nu doar David, tu și David fiut, astăzi mare fan, și pentru că oricum în viață, fără să știi, mi-ai făcut niște cadouri și urmează să mai îmi faci, o să fac și eu un cadou. Dane, dă-mi și mie pălăria. Îți dau pălăria lui Bobiță. Bă, din Las Fierbinți? Da, din sezonul 18. Și iată-mi, este o pălărie foarte valoroasă pentru că ea este primită de undeva din Los Angeles, din Vegas. Este o pălărie inventată de un chinez care acum o poți găsi pe toate drumurile. Partea bună la pălăria asta e că eu chiar am purtat-o. Dar tu o știe și fiul meu. Ea este oprită acum. Aici am un buton și la lumina solară îți pornește ventilatorul. Bă, mă, lași. Da, mă. Și uite, praful tot, cum am pus-o și am purtat-o. Frate, tu știi că eu am o mică colecție de pălării acasă. Băi, asta e chiar a lui Bobiță și purtată sezonul 18, 19 și cred că și 20. Băi, și eu dau lui Fimiu, nu? Eu dai lui Fimiu. Da, să o aibă amintire. Cine știe, că nu mai fi noi. Băi, tu nu zici dacă aveam pălăria lui Jerea acum? Scutem o grămadă de bani pe aia. Ce vorbești, frate? Dar nu avem. Când se face ora de Las Fierbinți, da, astăzi e... primul episod din nou, sau nu știu. A fost, a fost. Dăm difuzăm. Da, da, da. Ideea e că fiul trebuie să fie mâncat la ora aia, trebuie să fie îmbăiat. Să fie pe poziție. Să fie pe poziție și stăm și ne uităm și când începeți voi cu tații, țaranga, mi se rupe, nu știu ce, fiul e în pat, în pielea goală, că încă nu l-a îmbrăcat în pijamale, și cântă și spune: acum, Bobiță, acum... Știe pe de rost. Știe pe de rost, frate. David, bă, vă iubești. În afară de copii, așa cum ai vorbit frumos de ei, care este Everestul tău real? Bă, sincer, vreau să fiu fericit cu familia mea, cu copiii mei, să îmi văd eu de ale mele, cu pescuitul și cu munții mei și cu călătorile mele. Și am învățat un lucru, Mihai. Bă, acel metru de viață, du-ți-l, mă, cât mai spre sfârșit. Spre 100. Cât ne-a mai rămas? Vreau să trăiesc 100% orice mi se întâmplă. Ăsta e Everestul tău, da. 300%. Cea mai mare realizare a vieții tale? Sunt copiii, frate. Copiii? Da. David, lumea deja a înțeles despre ce. Eu sper să se vândă cartea și oamenii să te caute după ce vor citi cartea, doar să strângă mâna, pentru că cred că măcar cu atât îți suntem datori la câte lucruri ai văzut și cât de frumos ai reprezentat țara asta pe unde ai fost și cât de frumos vorbești de România și de români, nu doar în carte, că-s convins că ai făcut-o și pe acolo pe unde ai umblat. Eu trebuie să-ți recunosc că sunt onorat și sunt fericit că te-am prieten. Abia aștept să mergem împreună și la drum. Și îți mulțumesc că ai venit la noi. Să știi că de obicei aici fiecare lasă câte un cuvânt. Am dedicație deja în cartea ta. Da. Dar o să vreau să ne lași pe masă. Dedicația de aici din carte este despre capitolul pescuit, pentru că suntem amândoi pasionați de pescuit, da, un delta și de spinning. Și mi-a plăcut dedicația. Noi acolo ne vedem foarte des. Nu am vorbit foarte mult despre aici în podcast despre delta, pentru că așa cum ai spus tu, nici nu știu dacă mesajul ar ajunge cum trebuie la cine trebuie. Nu că ți-aș ascunde ceva, în niciun caz, că mă știi ca pe buzunarele tale. Dar să începem să spunem lucruri care oricum se spun în lupă așa de ani de zile, că se braconează, că se scoate pește cu tonele, că am ajuns să se pescuiască 365 de zile din 365, că nu mai este nicio prohibiție, nu mai este nimic, în condițiile în care anul ăsta, și ți-am spus, tu ești mai priceput decât mine, dar eu după 3 ani de zile am prins prima știucă pe sălbatic. Anul ăsta abia. Am fost atât de bucuros încât, uite, să spună Bontea, că cu el eram. I-am dat drumul și în momentul ăla am zis: Bontea, hai să plecăm de aici.
Mi-era frică de mine și de faptul că aș vrea să mai prind. Și era atât de important momentul când te-ai zis, bă, hai să plecăm de aici. Mă bântuie și acum, sau mă bântuia acum vreo 10 ani, că dacă o să mor, pe lumea elaltă să nu mă bântuie și tu cine. Atâta știu că am prins. Crede-mă, deci, fără glumă sau cu glumă, nu știu, bă, noi avem o chestie în natura noastră, habar n-am, nu românii neapărat, poate toți. Bă, ne bate în joc atunci când trebuie să stricăm noi ce-i bun, mă. Bă, delta asta e cea mai frumos loc ca delte din lume și am văzut o grămadă de delte pe planeta asta. Care sunt cele mai frumoase lacuri din delta pentru tine? Păi aia asta, de exemplu, știu că Matița este locul în care ai fost prima oară. 6 ani de zile am stat la Matița, eu am vrut să cumpăr. Eu am prins Matița doar pe furtună, mie mi s-a părut foarte urât. Da, dar pe furtună trage și tu ca... Știu. Matița, Mehei, Lacul Dracului, Babina, asta e zona mea care îmi place cel mai mult. De ce? Pentru că o cunosc foarte bine. În general îmi plac lacurile mai ascunse și știu o grămadă de japșe acolo. Poate mergem o dată, măcar să le vezi. Mă, ți-am zis, eu nu am dat curs invitațiilor tale care au fost recurente și tot timpul constante, pentru că se pare că ți-e place să fii singur. Și eu nu vreau să intru acolo. Mergem pe munte, dar în barcă s-a dovedit că anul ăsta de fapt a fost și primul meu moment în care mi-am dat seama cât de bine mă simt în barcă, singur, în delta. Mai multe într-un episod următor, cum zicea și Lucia Mureșan la Teleenciclopedia. Nu știu cum te-ai simțit la noi la podcast, dar cred că te-ai simțit bine. Foarte, mulțumesc pentru tot și pălăria asta, să știi că o să-l fericească pe David. Da, îmi pare rău că n-am putut să bem alcool pentru că eu iau laxative, urmează mâine să am o investigație. Eu iau antibiotice că m-am operat ieri. Bine. Nu că nu ne-am mai întâlnit sub antibiotice și te-am mai dat niște anestezie. Mi-ai zis-o acum vreo lună de zile. Când ai fost antrenorul lui frate meu, când Adi, nu știa el cum se dă râma cu spray. Am aflat și asta, că râma se poate da cu spray, neștiind. David, o să te rog să ne lași un 2-3 cuvinte undeva pe masă, unde vezi tu că e loc. Gata, frate. Eu le spuneam băieților înainte de podcast că există în Homer... E o peninsulă în Alaska unde e un far vechi și acolo sunt mese în cărciuma aia. Și ție o bere, nu stă un pahar n-ar sta. Mai bine un cuțit. Toată lumea scrijelește numele cuțitul și pe aia. Am scris un pas mai sus, un pas înainte. De la UTC, de când erai membru UTCist. A fost deviza noastră pentru Everest. Un pas mai sus, un pas înainte. Exact. Nu e comunistă deloc. Am considerat că e o chestie care au inventat-o nemții. Băi, e foarte important îndemnul. Este scris mic, discret, abia îl distinge aici pe masa asta, dar e foarte important. Îți mulțumesc. Mersi și eu mulțumesc, și Mihai. Pe lângă asta să știi că și Culto, partenerii noștri de la Culto, s-au gândit să facă un cadou. Și te ți-a făcut un ceas de pensionare? De pensionare, dacă de retragere. Tu vorbești serios, da, ceas, ceas care ți arată și altitudine, tot ce vrei. Altitudine, că de fapt la asta te așa. Și cred că cultul s-a gândit să-ți facă cadou un ceas. Poți să-l desfaci, te uiți de el, care ești despre atitudine. Dacă mă înțelegi. Da, înțeleg. Da. Atitudine la altitudine. Da, exact. Băi, ceas? Da, mă, da. Primit un ceas, un G-Shock de la Culto. Păi, merit eu? Da, noi așa ne-am gândit. Și are și culoarea potrivită, că și tu mi-ai dat ultima oară geaca verde cachi. Îți place? Culto, îți mulțumesc. Mihai, îți mulțumesc. Băieți, chiar vă mulțumesc frumos. Cu mare drag. Să știi că nu... Am venit aici de dragul tău și de dragul oamenilor care... Mulțumim. Urmăresc. Avem nevoie de niște poze, ai zis că ne trimis poze, să vedem ce și cum. Carta înălțimilor se găsește pe rafturi sus în toate librările. David a scris pentru voi și sunt și ceva poze minunate.
Și dacă v-a plăcut interviul, puteți să intrați lejer să căutați treburi. Pe de altă parte, dacă aveți întrebări pentru el, puteți să lăsați în comentariile acestui podcast și vă promit eu că îl întreb și vă răspund cu altă ocazie despre ce ați vrut să-l întrebați, pentru că știe foarte multe lucruri. El a fost și spion SRI sub acoperirea. Dar o să vă trimit ceva poze cu lui, să vedeți cum arată o femeie eschimos. Sau ce erau alea? Ce ai zis? Tibetance, frate. Tibetance, da. Am fost și cu eschimos. Ce vorba. De partea frumoasă nu ne-ai zis. Partea urâtă, da, dar partea frumoasă, cele mai frumoase? Bă, nene, recunosc. Du-te în Kamchat, că am fost de două și sunt adunate tot ce e mai frumos în Rusia. Dar între iunie și începutul august. Ție oricum nu ți-a trebuit să știe Dora, doar așa ca ochi? Nu că știe. Știe. Dar mie mi-a povestit și un prieten. Așa unul care... Ce să facem, frate? Că... David, și pentru că ne leagă o pasiune comună, mai am un cadou de la Marele Pescar. L-am sunat pe Liviu, e plecat. Și am zis să-mi trimită ceva pentru tine. Pentru mine? I-ai spus, Liviu? Eu nu ți-am dăruit ție niciodată niciun băț. Și m-am gândit să-ți fac cadou un băț. Bă, ce aveți cu mine, mă, băi? Atâta surpriză, pe cuvânt. Da, mă, da, păi noi suntem Andreea Marin. Ăsta este un băț pe care și eu l-am luat. Știu, mă, sportex. Și îmi place foarte mult. E un băț de șalău. Băi, Liviu a fost cu mine în Atos. Mi-a zis că mă iubește. Mă. Ce zici? Ce trebuie să mai zic? O lucra bine? Nu lucra bine? Să-ți spun eu, știu și ce mulinetă pun pe el. Ce mulinetă pui pe el? Băi, mi-am cumpărat ultimele 4 mulinete. Ce vorbești, bă, un os? Un os jumate. Da. Mai aruncă până la 40 de grame. Am 4 mulinete neîncepute, jur. Primul șalău care îl prind, vă fac poză și vi-l trimit. Eu zic că primul șalău pe care îl prind să-l mâncăm, dacă nu suntem în prohibiție. Știu că tu nu iei pește decât la sacoșe. David, mersi mult încă o dată. Mulțumesc, Mihai. Și mulțumesc, băieților. Sper că v-a plăcut episodul. Aici ne găsiți pe Da Bravo de fiecare dată, peste 2 săptămâni cu altul. Până acum a fost David Neașu în episodul ăsta și vă mulțumim că v-ați uitat. Mulțumim pentru like-uri, share-uri și pentru comentarii, pentru tot. Sunt Mihai Bobonete și vă salut până data viitoare. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Aici, pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papucă de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează. Participă și poți câștiga.